Am revenit, doamnelor și domnilor, pentru partea a doua a emisiunii Bucovina Retrospectiv. În platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Doamna Udrea încă nu și-a rezolvat problemele cu justiția, mă rog, se urmează procedurile legale, dar își permite să atragă atenția clasei politice, iată, chiar îl avertizează pe președintele Klaus Iohannis. Evident, după ce am citit titlul, avertismentul Elenei Udrea pentru Klaus Iohannis, am crezut că e o chestiune internă legată de politică, legată de moțiunea PNL, de relația președintelui Klaus Iohannis cu PNL-ul, cu PSD-ul, cu Victor Ponta. Nu era un clip, da, de pe YouTube, un caz de prozelitism în metroul francez, parcă, da? Da, e un clip care circulă pe internet cu mai mulți imigranți din Paris care propovăduiesc islam în metro. Da. Dar metroul e cea mai mare parte, cei mai mulți călători sunt islamiști și strigă, mă rog, ceva cu, este o traducere, cu Allah e mare, cu da, noi stăpânim, noi facem. Să văd ceilalți francezi timorați, uitându-se cu frică, ăștia stau în picioare. Da, doamna Udrea spune... Deci avertismentul domniei sale? Da, spune așa, zilele acestea metroul la Paris, spune dumneavoastră, spune doamna Merkel și ceilalți lideri europeni, fără viziune și care urmează din slăbiciune, poartă răspunderea pentru ce devine Europa acum. Mâine va fi metroul din București, domnule Iohannis. Da, doamna Udrea atenționează pe domnul Iohannis că să aibă grijă la problema refugiaților, pentru că ce se întâmplă azi în metroul în Paris s-ar putea întâmpla mâine în metroul din București. Da? Dar trage o perdaf și liderilor europeni, da? Doamna Udrea. Adică o trage de mânică și pe doamna Merkel. Da, da, cam are dreptate. Că doamna Merkel zice și aici spune, fără viziune și care urmează din slăbiciune. Europa nu are o viziune, într-adevăr, la emigranți. A fost luată prin surprindere. Da, a fost luată prin surprindere de valul ăsta de refugiați. Știi? Și iar revin cu exemplul ăla, dacă 2-3 oameni încearcă să treacă granița ilegală, sprins și s-a arestat, dacă încearcă 200 într-o dată, sunt refugiați. Știi? Da. Dar hai să luăm și la noi, la Sired, acum, la Sired, la Rădăuț, nu, la Rădăuții Centru, la Sired. Da. Au fost prinși de multe ori afgani, care încercau să treacă granța, duși în centrul de la Rădăuț. Da? Erau știri banale. Acum, că prinde un grup de 5-6 afgani, o știri interesantă în contextul ăsta. Da. Dar mă uitam cu colegii mei, m-a avut știri anii trecuți, 5-6 afgani, 10, au fost prinși la Siret, încercând să intre în România. Din când în când aminteam de centru de... Da, și se meargă la... să ajungă în Germania. Deci erau știri care deveniseră banale, la fel ca și o captură de țigări la... de 1000 de țigări, 1000 de pachete, ăștia spun la... nu mai dau pachete, dau la bucăți. Sună mai bine. Sună mai bine, că sunt mai multe. Deci știrile astea, că afgani, că iracheni prinși la graniță cu România, erau banale acum, anul trecut, acum 2 ani chiar. Da? Când era un grup de 5-6. Da? Acum deja și pentru noi știri că, ce se întâmplă acolo. Când erau 5-6, și acum, îi prinde, îi pune în centru, vezi ce face cu ei. Dar când vin 2-300, e în regulă. Iar Europa, nu era pregătită pentru povestea asta, nu sunt în măsură să dau sfaturi, dar uite ce se întâmplă. Da. Mergem mai departe, ca să putem vorbi și despre titlurile din presa locală. Denunțătorul lui Dragnea mi-a propus 20.000 de euro să-mi retrag plângerea. E vorba de un domn care spune că a fost șeful unei secții de votare în referendum. Bun. Declarația a fost făcută la o televiziune care nu are relații tocmai bune cu PSD-ul, cu Dragnea. Chiar am văzut emisiunea aia, integral. Am văzut declarația persoanei respectivă integral. Butonam și mi-a dat atenția titlul. Da, era șeful unei secții de votare care, mă rog, fusese, cel puțin la spune el, pus să falsifice procesul verbal, a refuzat, l-a reclamat, i-au dat bani, 20.000 i-a dat, de fapt, după aceea l-a împrumutat înapoi, avea și el niște datorii, niște bani din casa din Telorman de acolo, nu știu câte miliarde, 5-6 miliarde pentru niște lucrări. Nu i-au dat, l-a reclamat,
A legat, acum zilele trecute a apărut domnul Dragnea și a spus că o să apară un nebun, să apară un nebun care să facă nu știu ce. El, tocmai atunci reclamase la DNA, încercarea asta de, da, de mită, el a spus în toată povestea asta, mă rog, ideea care, omul ăsta a fost cel care a declanșat practic procesul, da, dosarului domnului, da, Dragnea, numai sesizări făcute, da, de el, s-a venit, el a venit cu probe, cum nu știu ce. Au venit, au dat bani să retragă plângerea. Da? I-au oferit 10.000 de euro prima dată să retragă plângerea. Un secretar de stat din Ministerul de Interne. Da. I-a dat numele, nu mai știu. Așa. Care, un căpățână, presă, da, și ulterior. A făcut așa, că retrage plângerea. Secretarul ăsta de stat a mers la poștă, a depus plicul cu recomandată, a completat el unde, da, se trimite, așa, da? Și după aia a venit și mai dat încă 10.000 de euro. Era o mașină cu martor și a zis, bă, dar știi, plec în China, nu știu ce, nu pot să-mi împrumut banii, că am nevoie să, nu știu ce, medicamente. Uh-huh. Da, i-a dat bani înapoi, practic, a 20.000 de euro, deci a dat și nu-i-a dat. Și urma să-i mai dea după aceea nu știu cât. Spuneam că a completat secretarul de stat când a trimis, așa, iar când a trimis o recomandată, îți vine acasă, yeah, recipisa ea. Yeah. I-a venit acasă recipisa cu completată de secretarul de stat, yeah, cu scrisul lui. Yeah. De-aia zic, dezvăluirile persoanei despre sunt extrem de dure. El povestește cum s-au făcut presiune, a fost amenințat de poliția din, de acolo, județeanul, mă rog. Dar interesant este că a doua zi, respectivul domnul ministru de interne, Căpățână, parcă și-a dat demisia. Da. În urma dezvăluirilor. Că nu-ți dai demisia dacă ești curat ca lacrima și da, eu, dacă ăla calumnează, dă-l în judecată. Bun, dar repet, aici avea clar hârtia, proba, cum a trimis. Știi? Da, da. De ce a trimis să-și retragă plângerea? Că, înțeles la infracțiunea asta, dacă își retragi plângerea, încetează procesul penal. Da. Da? Dar procurorii mai aveau, mergeau și pe alte chestii, din registrări și nu știu ce, da, și nu era suficient. Deci faptul că el și-a retras plângerea, așa. După aia el a mers, atunci când domnul Dragnea spunea că vine un nebun să facă, și a reclarat mal la DNA toată povestea asta. Cu, da. Și de asta nu e exclus ca să fie amânat procesul tocmai pentru că au cerut procurorii, tocmai pentru că aveau noi probe care veneau în, da, dosarul ăsta, știi? Dar niște acuzații extrem de dure, extrem de dure, da, care, bă, le asculți așa, spui mâinile în cap, dar nu știi să crezi, sunt adevărate, nu sunt adevărate, știi? Bun, și omul ăla avea niște probleme, repede, din casa bani, nu știu ce, de la instituțiile statului, dar faptul că a doua zi respectivul secretar de stat, Ministerul de Interne, da, care spunea reclamantul, da, că umbla în numele lui Dragnea, spunea, dădea bani, făcea amenința așa, și a dat demisia, deci, e un semn, cel puțin un, da, semn de întrebare. Știi? Bun, și atunci domnul Dragnea participă pe 11 octombrie la congres și trebuie să vină în fața instanței de se pronunțe pe 18 octombrie. Mai are chef de alegeri? Contează, mai are chef, nu mai are chef. Oricum o să fie ales. Uite aici, altă chestie care n-am înțeles-o. Bă, păi alți doi contracandidați la domnul Dragnea, părea mea n-aveau nicio șansă. Da. Dar niciuna în față, da, domnului Dragnea, n-aveau absolut nicio șansă. Negoiță, poate mai puțin. Negoiță poate senatorul, mai avea ceva. Da, da, senatorul. Dar alți doi, de ce nu i-a lăsat să candideze? Adică, bun, că este regulamentul ăla, că dacă nu ești susținut, unul dintre ei spunea, domnule, că poate primesc o derogare. Putea să intervină domnul Dragnea, bă, dați-ne derogare ca să nu zică că... Nu, atunci care e pericolul? Dictatură. Adică, ce nu știu, părea mea că dacă domnul Dragnea candida, candau și la doi, primind derogare de la... Da. Conducere tot de la... Organismul ăla de specialitate, da, din PSD, care dă voie să... O comisie, sau nu, da? Comisia parcă era mai, suna mai democratic, mai așa. Mm-hmm. Dragnea și cei doi contracandidați care împreună n-ar fi făcut nici 1-2%, dar așa i-a respins. Și atunci, de ce această decizie? Poate să demonstreze că este ferm în partid? Pentru, poate lucrează... Decizia a fost luată pentru membrii PSD, da, dar nu, poți fi ferm, nu pentru noi, să comentăm. Puțin, poți fi ferm și, ferm și lași pe alții candideze, știi? Da. Da, acum că nu cred că i-a trecut prin cap domnului Dragnea că poate pierde nu în fața celor de... Nu cred nici eu. Dar acum n-au să candezi domnul Dragnea, au să câștige, nici nu are cum să nu câștige, că e singur. E singur, nu? Da. Și doar trebuie un vot sau cât ar nevoie. Bună. Bun, dar interesant a fost și acum discutam. L-a adus pe Zgonea, președinte executiv
O mișcare interesantă. Da, care Zgon era văzut de mulți ca un viitor șef al PSD. Da. Da? Poate e ținut Zgonea mai aproape, că nu se știe ce se întâmplă pe 18 după congres? Bă, nici asta nu e exclus, știi? Da. Da, președinte executiv în coțile în care, uite, în Suceava s-a desfințat funcția de președinte executiv. Da. Nu știu, la nivel central era sau bănesc era, era așa, era da, așa da, aici. Da, da. 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 Sunt o grămadă de calcule care și le fac ei. Ei știu mai bine ce combinații îți băgață, ce riscă, ce... Da. Acum, domnul Dragnea a fost și la Suceava, sâmbătă... Nu, a fost la Poiana Stampei, nu județul Suceava. Da. A fost de Suceava, la Poiana Stampei, după cum precizează domnul Tiberiu Adam. Am găsit un titlu. Presa centrală atât a reușit să prindă, mă rog, și alte subiecte, dar ăsta a fost care să, cadou umilitor pentru Liviu Dragnea. Ce a primit liderul PSD la Suceava? De fapt, a primit o pereche de pantofi. Inspirat cadoul. Da, asta cadou umilitor, mi se pare, știi cum, hai să ne găsim întreabă să... Bine, asta e presa prietenă PSD-ului. Cine, Eventul Zilei sau cine? Nu, ziare.com. Da, nu. E povestea aia, adică a făcut vâlvă săptămâna trecută, parcă, imaginea aia cu Victor, cu Liviu Dragnea, cu pantofii rupți, unde era el? Nu știu exact, la Parlament, dacă nu mă știu, la moțiune. La moțiune era? Chiar la moțiune, da. Dar mă rog, după ce umbla, da, se întâmplă să rup pantofii. După ce a ieșit din sediul... Bine că nu ploua. Da, după ce a ieșit din sediul instituției, a povestit că i s-a rupt pantofii parcă când venea, când intra. Da. Bă, ce să fac, mă duc să mă întorc? Hai, merg cu ea așa. Da. E o chestie, nu e o rușine. Șeful delegației femeii a fost, cum a venit în România. Ciorapie. Sau ciorapie avea, nu? Sau pantofi, găuriți. Pantofii găuriți. Pantofii găuriți, da. Bun, dar la ea e altă mentalitate. Adică ai milioane de euro, pantofi, dacă-s bun, e până... Da. Bun, ăsta mi se pare chiar un cadou amuzant, un cadou umilitor. Mai ales că și Victor... ce tot vine să spun Victor Dragnea? Mai ales că și Liviu Dragnea a tratat cu umor faza când a ieșit din... Da. Deci dacă ar fi fost, bă, lăsați-mă, că nu știu ce vă interesează pantofii mei... Acum... legat la pantofii rupți, nu? Păi, dar nu despre asta vorbim? Am crezut că spuneai de cadoul. De zic, de cadou. Adică cadou nu mi s-a părut un militor. Chiar amuzant. Mm. Repet, dacă Victor... Culmea cu Victor Dragnea. Deci dacă Liviu Dragnea... Deci e clar că nu este nicio supărare între cei doi. Victor Ponta și Liviu Dragnea. Dacă tu ai combinat Victor cu Dragnea... Nu sunt mafal dacă spune eu... Nu... Deci dacă Liviu Dragnea, așa, m-a zis mintr deci dacă Liviu Dragnea ar fi fost, repet, ar fi fost iritat, bă, lăsați-mă, pantofii mei, ce treabă aveți, nu știu ce vă luați de mine, nu? Dar a fost extrem de relaxat, s-a amuzat, domnule, s-au rupt, nu știam ce să fac, nu știu. Da. Care? Și, că plus, ai sesizat și tu acest aspect. Și plus? În fața publicului, în fața presei, chiar rezistă, stă calm, răspunde la întrebări, indiferent că mai mult sau mai puțin autăcioasă. Asta trebuie să fac un om politic. Ăla denunțătorul, că fac o paranteză, spunea că Liviu Dragnea e așa, dar în spate e un zbir și așa. Bă, așa o fi. Dar un om politic, cel puțin imaginea lui externă, cu presa, cu așa, trebuie să fie calm, să răspundă, să nu repezească pe nimeni, să vorbească cu toți, să răspundă la orice întrebare, fără să pară iritat sau supărat. Care contrastează cu atitudinea premierului Victor Ponta, care spune, nu primesc întrebări pentru că firma a plătit la stat. Da, dar pentru... Da. Și Liviu Dragnea, ca să revin la cadou. Plus că în Suceava există, în județul Suceava, fabrici de pantofi, să le spunem, care exportă în întreaga lume. Da. Deci puteai să-i dai cadou pereche de pantofi, adică, bă, e chiar o mândrie pentru județ. Să zicem, un punct care ne mândrim. Uite, producția de pelărie, încălțăminte. Puteam încălțăminte, da? Da. Avem o activitate economică bună. Mai rămânem la Liviu Dragnea. Și punem în oglindă acest aspect pe care l-ai sesizat tu, faptul că doi concurenți la funcția de președinte au renunțat. În schimb, ce propune domnul Dragnea pentru candidații la locale? Să fie validați întâi de comunitate, interesant ca aspect, dar e iarăși, e de durată,
ce vrea să demonstreze. Din coace și-a eliminat oarecum adversari. Nu, erau adversari serioși, dar în fine. Iar aici propune publicului, da, cetățeanului de rând, domnule, candidații PSD la locale să fie, să treacă prin fața dumneavoastră. Da, mie să vă spuneți părerea. Da, mi se pare o chestie foarte bună. Pentru că urmează votul pe listă. Da. Da? Am mai votat române pe listă, de cele mai multe ori, și votai, de multe ori votai lista, bă, pe lista aia e ăla, da, care îmi place. Corect, bă, ăsta e care nu-mi place, care nu-s bun, care scos de topor, da, ăsta da. E ăla doi bun, bă, te-ar da. Fi toți bun, nu știu ce. E și atunci, Liviu Dragnea ce propune? Hai să facem o listă numai cu oameni buni, oameni da. Apreciați de populație. Da. Da? Mi se pare că este foarte interesant, adică toți cei care merg în alegeri să fie deja, să aibă deja girul alegătorilor, da? Să fie apreciați de comunitatea, cartierul în care locuiesc, în, da? Liviu Dragnea, dincolo de acuzele care se aduc, dincolo de ce a făcut încercările alea cu... Această problemă cu referendum, da? Nu, eu consider că pentru PSD la ora actuală e cel mai bun conducător. Da. Mi se pare, cum spunea așa din el, bă, un tip care, cel puțin în fața camerelor și în public, nu se enervează. Da. Probabil fierbe în el, că, ca orice om, nu poți să stai, da. Da? Da. Dar calm, nu se enervează, se enervează în spate, da? Poate cu membrii de partid, cu asta, știi să fii dur, știi să... și vine cu niște chestii care, unele zic populiste, dar îi... PSD e un partid socialist, da? Da? Un partid al maselor. Da. Iar revenim pe vremea lui Cosmâncă, când criticau da. Toți PSD-ul Cosmâncă, da? Era cea mai bună organizație care avea un partid. Domnul Dragnea a spus, uite, aici nu s-a ținut de cuvânt, sau poate s-a ținut, că o să reintroducă, bun, dar trebuie să fie ales președinte, da. Ca să... Da, da, da. Da. O să reintroducă acele videoconferințe săptămânale, da. Unde am mai povestit. Da, cu organizațiile da? În teritoriu. În fiecare săptămână, pe vremea da. Lui Cosmâncă, da, comunistul Cosmâncă, dar care era foarte bun organizator, da. Făceau videoconferințe cu membrii de partid. Membrii de partid spuneau, nemulțumiri, bă, uite, bă, așa, așa, legate de partid, legate da. De viața publică, administrativă. Sau spunea, luați poziție, guvernul a făcut lucrul ăsta, guvernul promite, da, cum da, plus, Victor Ponta, ultima da. Promisiune, da? 25%? Da, plus că aia am spus că un partid să fie unitar, aia vorbește aceeași limbă, nu-ți convine, nu te obligă nimeni, pleci. Da. Da? Era vremea PSD-ului lui Cosmâncă, dar asta era și pe vremea PD-ului, pe vremea da. PD-ului când erau organizați. Era azi o declarație a unea din da. Opoziție cu tine, opoziție politică, toate organizațiile locale, județene, primeau imediat fax atunci. Da. Da? Acum e-mail care durează și mai puțin. Asta e părerea legat de poziția, legat dacă de afirmația, întrebați, da, legat da? De afirmația, nu știu, cum ia PSD-ul, legat de afirmația lui Blaga sau doamnei Gheorghiu, da. PSD are următoarea poziție, pe care vă rugăm să o transmiteți mass media dacă se întrebați. Da. Asta. Și orice lider PSD a întrebat, că e din Suceava, că e din Bihor, din Cluj, așa. Din Craiova, din avea un răspuns. Tulcea, din Constanța, același răspuns de-o. Da. Da? Aia înseamnă organizare. Liviu Dragnea a spus că va reintroduce asta. Da, probabil o să fie, după ce o să fie ales președinte, știi? Da, probabil. Da, și un ultim subiect luat la nivel național. Cumva e o propunere deocamdată, prin delațiune, da? Da. Asta lipsea. Te poți îmbogăți. Da, Consiliul Concurenței vrea încurajarea denunțării firmelor care încalcă legea. Da. Ceea ce mi se pare o prostie. Adică ne întoarcem vremea lui Securității, mai este o delațiune. Da. Mai ales că spune că dacă firma, dacă există, deci mai precis, cei care denunță situații de încălcare a legii, ar putea primi un procent din cuantum amenzii da. Pe care o primește entitatea sancționată în limita a 100.000 de euro. Da? Păi, dă-i seama, te duci la... reclame o grămadă de firme, că să reclame, așa? Da. Ăla vine de la Consiliul Concurenței sau de unde o fi, de fapt, nu Consiliul Concurenței. Asta e Consiliul Concurenței propune. Propune, da. ANAF-ul cine vine, da. Trebuie să găsească ceva, că nu poate să vină degeaba. Da, da. Da. Ăla primește bani, aia. Da? O să fie de ăștia, delator de profesie, știi? Eu, da. Asta mă reclam, ăla, Ia să caută o firmă care... Știi cum, când îți vine un organ de control, chiar dacă ești curat, n-are, dacă vrea să găsești ceva. Da, da. Îți găsești, noi, așa funcționează. Deci nu poate pleca, să fii corect, nu poate pleca. Zici, domnule, dacă n-am pus o amendă, n-am fost în control, e ca și cum n-am fost în... Asta e, din păcate, așa e în România. Da, așa e în România. Acum, uite,
fac o paranteză ce se întâmplă. Vezi cum e și cu polițiștii ăștia, cu radarele, mm-hmm. da? Am avut zile trecute, săptămâna trecută, nu mă rețin de unde era ăla, de la Ministerul de Interne sau de la IGPR. Poliția care propunea, domnule, hai să terminăm cu vânătoarea de șoferi. Mm-hmm. Să nu mai fie radarele puse la vânătoare, la pândă, da? Da? Pus după copac, nu da, știu ce, da? Să le punem în zone periculoase, da? Pentru că oricum radarele astea nu-și prea ating scop, da? Pentru că șoferii se blițează între ei, semnalizează, da. De aici pot să apară accidente, când ești blițat imediat pui frână, da. Mai ales în localitate, da? Da. Deci e un risc, da? Punem radarele în zonele periculoase, le semnalizăm, da. Radar, cum, da. Cum se face în Occident, da? Da. Da? Așa. Le semnalizăm, urmează radar peste, așa. Și în rest facem prevenire. Asta e. Da? Facem rest prevenire. Deja e un da? Prevenire. Zicea, bun, zicea că nu vorbea nimeni despre plan de amens. Nu există plan de amens. Deci nu există niciun interes plan de amens, dar dacă dai mai multe amens, primești, ești recompensat. Deci dai 100 de amens, primești procent. Dar deci tot da. Ești stimulat să dai mai amens. Bine îi dai salariu și să nu fie această vânătoare și să, de fapt, până la urmă... Scopul ar fi care e da. Scopul? Să prevenim accidente sau să da, dăm amens, știi? Da. Și bun, și când propune asta, zice un polițist. Da. Sunt mulți polițiști foarte da. Mulți, din fericire cu scaunul deci, la cap. Da. Da. Și omul vorbește din experiență. Da, vorbește din experiență, da. Spunea, da. Deci, hai să terminăm cu vânătoarea asta, să facem prevenire, radarele în zone periculoase, că sunt multe zone periculoase, și la noi în județ avem da. Două, trei care pui radarele da. Acolo și anunți radar, da? Da? Omul încetinește. Și în rest facem prevenire, da? Așa e și aici, în loc să faci prevenire, să vorbești cu firmele, da. Deși, iar tot zilele trecute, șeful ANAF-ului spunea că ar vrea, mai spus asta, ca instituția să devină mai prietenoasă, să nu fie percepută ca una care dă numai dă amens, ci să devină un partener al oamenilor de afaceri, să aibă în special bine spus, o, dar... da, să aibă în special ca scop prevenirea. Da. Da? E, ori tu când te apuci, hai cine reclamă, găsim da. Cum am zis, organul de control la noi în România când vine în control, trebuie să aplice o amendă. Deci da. Aplic o amendă. Că trebuie să justific activitatea la șef. Trebuie să justific activitatea, evident. Da. Da. Și mai e și alaltă, stai. Dacă ne-a dat amendă, bă, te ia DNA-ul, stai puțin, n-ai fost acolo ne-a dat amendă. Nu e regulă. Da. Bun, luăm și ultima pauză de publicitate în cadrul emisiunii. Revenim imediat.